asta pentru evoluțiile sale la Sfântul Gheorghe Suruce. A început meciul, Florești atacă de la dreapta la stânga, o prima acțiune pentru debutanta Superligii și evident nu au reușit să păstreze posesia. Imediat Șerif recuperează, Coval degajează înaltă această minge pentru Zuri, prelungește cu capul până la Becheli, luptă acolo camerunezul, revine Zuri, dar în față fiu au câte 9 puncte. Atac interesant, minge scoasă pentru Becheli, este la marginea careului, șutează, dar se Roma. Șerif, atac interesant, Luvanor lasă această minge, balon recentrat, Zuri trimite și el în... Devilu Roberto Bordin, Talal cu o minge interesantă, Becheli prelungește până la Luvanor în fața golului, brazilianul foarte bine l-a ajuns din spate fundașul. Centrează Ricardinho, luptă acolo Ademo, șut și bară, Vardar trimite în transversală. E o ocazie pentru Șerif, continuă atacul acestora și offside. Dar scoate în centru pentru acesta, pasă moale pentru urcarea lui Zuri, trimite acesta! Direcția lui Cemârtan, Ricardinho acolo poate să șuteze, o pasă până la Talal, cade acesta și este penalti. Talal care se pregătea să trimită mingea pe lângă Maxim Răelean, însă a fost faultat de către Cristian Ursu, care vede și cartonajul galben în acest minut de fază. Revedem acțiunea fulger, Talal strecoară mingea și da, o intervenție întârziată. Talal, șut și gol! 1-0, Șerif Tiraspol. Revedem golul lui Talal. Raelean a sărit în colțul din dreapta porții, iar Talal a trimis în stânga. Nici o emoție pentru jucătorul marocan. Prea mult ce a așezat acest balon și acum Vardar cu o nouă încercare de șut în blocajul jucătorilor de la FC Florești. Continuă atacul șerifului Talal pe Rumbecheli și acum Ademo, șut și gol! Ce execuție! Cu greu reușesc să îndepărteze pericolul, a fost și un șut al lui Vardar în blocaj. Iată Talal scoate această minge în Becheli pentru Ademo care șutează. O minge de portar până la urmă, a greșit aici Maxim Răelean. 2-0 și cred că nu se pune întrebarea cine va fi învingătoarea meciul de azi. Brazilian. Minge prelungită, iată acum Solodovnikov luptă, Daniel Mundean în fața golului! Ratare monumentală pentru FC Florești. A 2, superioritate numerică pentru Tiraspolin. Talal la marginea careului. Poate aici pentru Luvanor. Este și în Becheli. Se complică jucătorii șerifului și până la urmă este gol. Acest gol. Iată aici Talal. Are doi jucători în dreapta. Trimite până la Luvanor. Intervine pe traiectoria balonului și în Becheli. Se complică cei doi. Reușește în Becheli să șuteze ca ulterior Artunduaga să îl învingă pe Maxim Răelean pentru a treia oară în acest meci. 3-0 și scorul capătă proporții, iar dacă au aglomerat și careul la această fază, așa și nu au mai putut să apere poarta. Între timp atacul Floreștiului. Volodov a încercat să centreze, mai încearcă o dată, face chiar la Talal, Vardar, este acolo și Zuri, ajunge mingea la Ivorian. Are opțiunea unei pase pentru Ricare, cred că cel puțin una. Becheli poate să înscrie și el pasează pentru Luvanor și este 4-0. În ultimul minut al primei reprise, însă nu-i relaxeze pe băieții lui Roberto Bordin, care iată nu a schițat nicio emoție la acest gol înscris de Luvanor.
Asist pentru Mbekele și gol pentru Luvanor. Nu mai cred că se va dicta ceva. Holodov în careu, Daniel Muntean și încă o ocazie pentru Kelly, are mai multe opțiuni, camerunezul scoate aici pentru Ricardinho în fața golului și este 5-0. Nu, a înscris Zuri, dar a fost offside la jucătorul ivorian. Recuperează camerunezul și gol! 5-0 pentru Șerif, formația gazdă. Revedem aici gafa lui Maxim Răelean, iată, care a încercat să paseze în stânga, dar mai atent a fost în Bekele, a recuperat această minge camerunezul și a înscris de la marginea careului. Ricardinho minge până la încheie, șut și apără Maxim. Lovitură de colț, Kovchenko înalță mingea, respinge încheie, vine apoi șutul și gol! Să vadă mai bine această minge și Florești reușește să înscrie. Aici respinge Tovar, iar Holodov de la marginea careului. Un fault evident al lui Rebenja, se lasă lege avantajului, Boțan în fața golului, apără Rail. Înalță această minge, boxează Koval, balon recuperat de Osipov, cade și el, pot pleca pe contraatac elevii lui Roberto Bordin, încheie un plus de viteză, foarte bine trece nigerianul, l-are în față pe Bilinski, încearcă să centreze, dar balonul este deviat și va fi lovitură de colț care nu va mai fi executată pentru că se aude fluierul final al centralului Victor Bugenco. Așadar, Șerif se impune concludent în partida cu FC Florești, scor final 5-1, goluri marcate de...